expres punerea la dispoziție a unor anumite hotărâri de Comisie Județeană de Funcționar de la nivelul anului 2006. E vorba de mai multe dosare de reconstituire a dreptului de proprietate, în rest e treaba dumnealor. Despre ce dosare e vorba? Despre păduri, despre ce proprietăți? Tip de proprietate. Înțelegeți că doar atât pot să spun. Da? Deocamdată. Ați dat și dumneavoastră declarații în acest? Nu, n-am de ce să dau eu declarații, că nu vizează activitatea mea. Am văzut domnul secretar al primăriei Furșani, a fost ridicat în dubiță. Mai sunt și alte persoane în instituția noastră care sunt chemate la... Ce în dubiță, domnul secretar? Domnul secretar a fost luat domnul Gunghez de la ADS și domnul Marcu de la... A fost dus și undeva? Nu știu. La Galați, direct la Galați. A, i-a dus direct la DNA Galați? Nu știți nimic. Mi-ați spus ceva, că știți despre ce este vorba. V-au informat cei de la DNA despre... Mi-au spus ce documente doresc. Am înțeles. Hotărârile de Comisie Județeană cu documentația aferentă fiecare hotărâri. Vorba de rapoartele colectivului de lucru, de hotărârile și de documentele care atestă dreptul de proprietate de la comisiile locale, de unde au venit acele propuneri pentru Comisia Județeană, toată documentația. În rest, cine a gestionat-o, cine erau cei care erau în cadrul acelei comisii din 2006, nu mai e treaba mea. Dânsii mai au treaba acum în prefectură? Au, păi, trebuie să identifice toate documentele.